Adrian Mititelu, patronul FC Universitatea Craiova, pare interesat să-și aducă echipa la Târgu Jiu. Intenția lui Mititelu este dovedită și de ultima postare pe contul său de Facebook, în care a distribuit imaginile spectaculoase cu stadionul din Târgu Jiu, unde s-au făcut verificări ale instalației de sunet. Viceprimarul Aurel Popescu, cel care a prezentat imaginile, susține că este posibil ca și FC Universitatea Craiova să joace la noi în oraș. Mii de fani și-au anunțat intenția de a umple până la refuz noua arena gorjenilor. Noul stadion de la Târgu Jiu a devenit atractiv pentru mai multe echipe de fotbal din țară. FCU Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu, ar putea să evolueze pe noua arenă de la Târgu Jiu, fapt confirmat chiar de viceprimarul Aurel Popescu. E posibil ca FC Universitatea Craiova să joace la Târgu Jiu? Este una dintre variante. Pe mine mă bucură acest fapt și acest lucru nu poate fi decât dovada faptului că baza sportivă este una interesantă pentru foarte multe cluburi sportive. Popescu spune că noua bază sportivă a devenit atractivă pentru mai multe formații. Este foarte important pentru noi să avem această bază sportivă la un nivel foarte ridicat pentru ca tot mai multe cluburi sportive să încerce să se apropie de municipiul Târgu Jiu și să ofere spectacolele sportive de care are nevoie cetățeanul municipiului Târgu Jiu. Noi am fost obișnuiți cu spectacole sportive la un anumit nivel, am avut și sper să avem în continuare foarte multe discipline sportive interesante aici la Târgu Jiu, discipline sportive care să ne mulțumească și pe noi cetățenii municipiului Târgu Jiu prin acel desfășurător pe care îl vom avea. Valoarea investiției se ridică la 22 de milioane de euro.